Salutare, dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi vom face un unboxing. Nu știu dacă se vede, dar am părut pentru că abia ce am ieșit din duș. Pentru un asemenea unboxing a meritat să fac și eu baia mea anuală de rocker. Știți că rockerii nu se spală și eu mă spăl odată pe an. Doar dacă am interviu de angajare sau eventual, nu știu, ceva mai important de filmat. Astăzi vom face un unboxing la una bucată laptop de gaming Lenovo IdeaPad 3. Dacă nu o să greșesc, oricum vă pun pe lângă capul meu configurația, componentele principale, și anume RTX 3050 de 4 GB, Ryzen 5 6600U, 1 TB SSD stocare, 16 GB de RAM și un monitor de, mă rog, un display de 120 de Hz. Dacă am zis ceva greșit, aveți corectarea oricum pe lângă capul meu. Laptopul nu e al meu, e al prietenii mele, nu l-am făcut eu cadou că sunt zgârcit. Dar astăzi vom face unboxing la acest laptop. Mai mult l-a luat pentru facultate și dacă tot a fost Black Friday-ul, mai se joacă și un Sims, un Hogwarts, ce se joacă fetele în ziua de azi. Hai să îi facem unboxing-ul. Bineînțeles, cu cuțitul nostru clasic de făcut unboxing-uri. Și este timpul pentru unboxing. Hai da, timpul să tăiem cutia asta, dar să o tăiem cu grijă. Am o întrebare pentru cei care se uită acum. Ce v-ați luat de Black Friday? Chiar sunt curios. Scrieți în comentarii ce chilipiluri, ce chestii de tehnologie v-ați luat de Black Friday. Din păcate, n-au fost reduceri la asigurări de Black Friday, că mi-aș fi luat și eu o asigurare mai ieftină la mașină. Oricum mi-am luat și eu ceva pentru mine de Black Friday, dar o să vedeți zilele ce urmează. Din păcate, eu încă aștept curierul, pentru că ghinionul meu. Asta e. În cazul acestui laptop, a venit mai devreme. Ok, hai să-l scot cumva cu grijă să nu fac vreo prostie. De banii pe laptopul ăsta îmi fac asigurarea pe 3 ani la mașină. Așa. Ok. Ăsta ar fi una bucată încărcător. Hai să scoatem laptopul cu grijă. Ce dracu s-a agățat și ăsta? Ok, cutia e goală. Bun, ce mai avem aici? Una bucată manual de instrucțiuni pe care nu-l citim. Și cam acesta ar fi laptopul, nu știu ce este cu scociul ăsta. Ești direct, e cu sa lipidă. Bă, momentul adevărului, eu oricum nu văd ce fac. Hai da, deschide-te. Ta-da! Avem aici una bucată chestie de asta să nu se zgârie ecranul. Hai că o să o dau la o parte. Și avem aici laptopul cu niște sticăre, că avem Nvidia RTX aici, AMD Radeon Graphics pentru că e procesorul AMD, cu un Ryzen 5 seria 6000. Și hai să-i dăm drumul. O avea baterie? Ar fi culmea să aibă baterie. Ai bă, gogule, baterie sau n-ai? Are vreo 2-3 kg aproximativ, cam așa se simte la mână. Hai să vă prezint și ce conectivitate mai are. Văd că avem așa, un USB Type-C, cred că ar fi, mufa de net și un HDMI-ul. În lateral, ce avem? USB jack audio și pe partea cealaltă încă un USB. Îl băgăm la încărcat atunci. Îl las așa cu fața spre voi. Se facem unboxing și la încărcător. Îl desfac un pic mai departe că mie că îl scap dracu pe laptop, se duce dracu și garanția că nu cred că e valabil și dacă îl sparg. Da, am făcut și mizerie multă pe aici. Asta ar fi ce intră în priză. Haideți, fă-te. Bă, voi păstrați sârmele astea de plastic sau ce căcat or fi ele? Să știți că sunt utile, eu le mai păstrez pentru, cum zic spaniolii, cable management la calculator la mine. Uneori le mai folosesc. Așa, ăsta ar fi desfăcut. Hai să desfacem și cariciul ăsta. Nu, serios. Mă rog, arici, nu carici. Bă, dar ciudată mufa de alimentare la laptopul ăsta. Nu e mufă rotundă, e o mufă așa mai pătrățoasă, care cred că ar fi exact asta din spate de aici. Poate scap acum laptopul și îl fac praf. Cam așa ar intra. Ok, hai că a intrat aici mufa în spate. Ia să conectez și la pătratul ăsta și să-l băgăm la încărcat, să vedem ce imagine
avem când îl pornim. Stați așa o leacă. Hai să întind și eu cablul ăsta mai mult. Unde dracu am și o priză mai aproape. Bun, a pornit laptopul. Hai că mă pun și eu aici lângă voi. A pornit și laptopul și avem mesajul ăsta. Default boot device missing or boot failed. Insert recovery media, da. Ideea e că laptopul, la banii ăștia cu reducerea asta de Black Friday, nu a venit și cu sistem de operare preinstalat. Așa că urmează un al doilea videoclip în care vă învăț cum să faceți un stick bootabil pentru a instala Windows-ul. O să punem pe el Windows 10 pentru că 11-le mai are niște chestii ce trebuie corectate. Așadar, lăsați un like dacă v-a plăcut acest laptop. O să-l iau cu mine, mă rog, eu și cu prietena o să-l luăm cu noi când mai plecăm pe undeva. Eu o să mai filmez vloguri și o să-l folosesc pentru editat. Ea probabil o să-l folosească mai mult pentru facultate, dar nu e bai. Vreau să vă scrieți în comentarii părerea despre acest laptop, dacă vi se pare mișto sau nu. Ne vom auzi data viitoare!